dați seama ce prost. Este acumulat în creier. El a dat foc la 30 de vase în Franța. Nu sunt convânt a Titanicul, s-a scufundat România. România s-a scufundat Titanicul. El a fost securist acolo. Și când unul greșea, luașul a aruncat pe tribord. Știu, că am aflat și eu de la urmă. Da, da. Dar nu vedeți că el am nu mai iasă, nu mai iasă de zi? Deci nu mai iasă să facă baie de mult timp, că a dat jegul în el. Deamnă, de atât am ar de timp, nu mai ieși să facă baie de mult timp. Dar că nu îi ia jegul Udrea. Nu cred că el ia. Una singură, că îi ia cea mult timp. Ia, ce face până seara? Se uită la televizor, după aia comentează, asta faci. Se uită la televizor. Uite, la 3-4 canale, după aia comentează. Nu vedeți cam când iasă în fața poporului la parlament, face așa, parcă-l împunge, nu mai are zâmbetul ăla. Dar nu mai ce zâmbet mai are. Dar el nu a avut niciodată, ăla era fals. El plângea de mult. Eu nu înțeleg. Ia atâta face. Nu înțeleg niciodată că sunt atâția proști, atâția golani. Pentru că modul de comportament al lui până la președinție, da, până la alegeri prezidențiale, trebuia să-ți dai seama că ăsta nu este un om de caracter. Este un incult, în primul rând prostia, hoția și minciuna este pe primul plan. Și un om care a lovit băiatul. Băsescu! Patriciu trebuie să iasă atunci, dacă era corect. Demisia! 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 Dar n-a ajuns ăsta, președinte. O să iasă toată seara și cu stampila pe vot, că vom da de peste vot, ca în țara românească. Dar dumneavoastră nu țineți minte că atunci când au fost alegerile, doar ei au câștigat cu sloganul ăsta, noi gândim altfel, adică nu au petruit. Deci asta a fost sloganul lor, noi gândim altfel. Prima dată. Păi da. La primele alegeri. Da. A făcut o seară cu o plânge și a prostit. Sigur.